Autoritățile comunei Sălăjene Bănișor vin cu o soluție la lipsa banilor pentru organizarea de sărbători și evenimente distractive din viața comunității. Soluția vine chiar de la Petrecăresc, care ar putea contribui lunar cu bani pentru organizarea unor astfel de evenimente. Primarul comunei Bănișor, Gheorghe Pop, a declarat pentru Sălăjanul TV că la nivel local va fi înființată o societate non-profit alcătuită exclusiv din localnici care voluntari vor cotiza cu o anumită sumă de bani simbolică, bineînțeles. Suma va fi utilizată în final pentru organizarea de zile ale comunei sau pentru alte evenimente cultural-artistice. Sigur că altfel vine la manifestările vinerea și nu duminica, ca duminica să fie. Însă să știți că toată lumea vorbește de bani, ce le mai trebuie, ce organizează. Să știți că din punct de vedere, adică al un efort al comunității locale nu este mare, sau administrației locale, nu este un efort financiar mare, dacă ai parteneri, cine să colaborezi. Și toate felicitările pentru modul în care se organizează un grup de tineri sau majoritatea tinerilor din PCEI și-au și constituit în acesta o asociație fii satului cu personalitate juridică. La Bănișor avem de 12 ani, la PCEI au constituit anul acesta și să știți că au stipulat în statut faptul că în fiecare an se vor întâlni fiii satului la o altă, exclus data de 15 august, în prima duminică după Sfântă Mărie, în situația în care Sfântă Mărie cade duminica, în prima duminică după Sfântă Mărie. De niciodată nu să se suprapună Sfântă Mărie cu evenimentul de la PCEI. Deci o chestiune cât se poate de serioasă, da, până la urmă. Da, și să vă spun de ce nu este un efort financiar, au stabilit o cotizație, asociația. Și se face adeziune, se înscrie și sunt foarte mulți dornici să se înscrie și plătesc cotizația pe un an de zile. Primarul spune că primăria va continua să asigure fonduri pentru astfel de evenimente în limita disponibilă, dar cea mai mare contribuție financiară va fi asigurată cu ajutorul localnicilor și sponsorilor.